Florin Zamfirescu a povestit în exclusivitate la Antena 3 în emisiunea Florentinei Fântânaru momentele grele prin care a trecut când a fost bolnav de COVID. Actorul spune că le-a medicilor să le externeze înainte de termen. Am avut COVID. Așa. Deci, cum să zice, COVID-ul există. L-ai simțit pe... pe propria piele? L-am simțit, eu știu. Și știu și răceala, gripa, și știu și COVID-ul, acum. Uh... Cred că contează și... Am fost vaccinat, dar în iunie anul trecut, cu Johnson, care l-am făcut pentru că se făcea odată. Cum au evoluat lucrurile și cum sunt tratate la noi în țară... Te-ai speriat? Nu m-am speriat frică? deloc, decât că eu am fugit din spital. Am cerut pe semnătură să ies afară. Îi mai porți mască acum? Ferește, acum ai anticorpi, da? Dragă Ești mea. bine, da? mergi Stai. cu masca pe stradă. Eu, că uite, ăștia, nu, în continuare, nu pe pot să ne țină nu cu pe masca pe stradă. E, nu, am o mască. E, da, am văzut că aveai în haină. Vreau să o arăt, am cu ea, mască, da. pentru că trebuie să, respect, eu, trebuie să respect, domnule, legile. Dacă spune legea așa, mie nu -mi convine să mă oprească unul. Nu, 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 unde e masca? nu convine să ții pe la mine așa. Am și eu o vârstă, am și eu o carieră și nu vreau să mă ia pe. Per,